Gorban, sărbători cu bine, sărbători liniștite, în sufletele fiecăruia să domnească pacea și liniștea. Un gând pentru toată lumea, Paște fericit, cu sănătate și împlinit. Faptul că ne apropiem cu pași repezi de sărbătoarea creștinătății, sărbătorile pascale, nu-mi rămâne decât să vă transmit dumneavoastră și tuturor locuitorilor și turiștilor care aleg să viziteze orașul stațiune Târgu Ocna, sărbători binecuvântate, cu multă lumină în suflet, cu multă, multă sănătate, pentru că în această perioadă e nevoie de sănătate. Un Paște fericit și liniștit alături de familie și de cei dragi. Având în vedere că noi suntem ortodoxi amândoi și în condițiile astea, sigur că dacă mesajul nostru este unul de normalitate, de sănătate în principal și, dacă doriți, de bunăstare, așa cum spune Organizația Mondială a Sănătății, de starea de bine a tuturor. Ce aș putea să le spun de Paști decât liniște în suflet și să nu uităm că suntem români în România. La mulți ani, sănătate multă, fericire, prosperitate, bucurii și de Sfintele Sărbători un Hristos a înviat la toată lumea. Aș vrea să urez și eu atât cetățenilor municipiului Mâinești, dar și tuturor celor care ne urmăresc, în primul rând să aibă sănătate, să trecem de această perioadă dificilă, să aibă cât mai multe realizări alături de cei dragi și, bineînțeles, un Paște fericit. Vă doresc sărbători fericite și Paște fericit. Transmit un gând bun turiștilor și vizitatorilor noștri, să le spun că anul acesta avem pregătite acțiuni care o să îi încânte și să vină să vadă cum se schimbă localitatea noastră an de an, în bine, bineînțeles, și cu ocazia sărbătorilor le urez multă sănătate, sărbători fericite, în liniște, în pace, alături de familie, de cei dragi și să construim fiecare dintre noi într-un fel sau altul, să contribuim la dezvoltarea localităților noastre și a regiunii noastre, pentru că numai uniți vom reuși să rezolvăm mai multe lucruri într-un timp mai scurt. Sănătate și la mulți ani! Îmi doresc din suflet pentru toți românii în această perioadă grea să fim uniți, să fim mai îngăduitori, să fim mai iubitori, mai iertători și să ținem aproape pentru a ne bucura de o liniște sufletească și de un Paște fericit. Le urăm încă o dată Paște fericit tuturor celor care ne privesc. Domnule președinte, sunt și într-o relație mai specială cu domnul primar, îi urez sănătate, putere de muncă pe lângă OAT-ul să ducă și frâiele acestei asociații și Dumnezeu să ne îmbucure pe toată lumea. Și dumneavoastră multă sănătate! Mulțumim tare mult! Binecuvântata sărbătoare a Învierii Domnului să ne încălzească sufletele, să ne lumineze mințile, să ne deschidă inimile spre iubire, credință și iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumusețea tuturor lucrurilor care ne înconjoară, să ne bucurăm de minunea Învierii, iar Lumina Sfântă să ne intre în casă și în viață. Un Paște fericit tuturor! Hristos a înviat! Thank you.